Salutare fraților aici. Avem repetiția cu Robi și Peggy de pe TikTok. Peggy. Și am crezut că e mai înalt Peggy, dar văd că e mic. Bă, da mă, eu am crezut că Robi are 1,80 m, mă. Ești așa tare Robi. Am 1,70 cu botoșei. Auzi Robi, cum o să fie? Te-ai pregătit? Sunt foarte pregătit. Am învățat tot în off. Având în vedere că ai stat până la 3 dimineața. Până la 4 am stat. La 4 am început, am dormit, dar o să fie bine rău de tot. Pentru că-s pregătit de orice provocare în viață. Tu, Peggy, te-o certa nevastă ta? Nu, tot timpul fresh. Ați mai jucat vreodată? Da, și bine, ați văzut, da. De fapt, cum stați cu bilele? Sunt bine cu găurile. Cu găurile stăm foarte bine. Am ajuns pe data de 3. Aici mâncăm sarmale. Mă, ne foame rău de tot. Avem aici actriță faină. Urmați în cadru. Ce zice? Astăzi? Bineînțeles că voi urma. Fiți atenți la mine. Dacă ați bărcit-o, v-am executat. Bine! Aici? Bună seara, bună ziua! Bună ziua! Ești pregătit? Hai, mă lasă că asta e de tranzi. Pe Peggy, ia. Da, când aveți cadru când doamnă, ea, tu ai ce? Robi! Nu e bine cu tine, nu e bine. Nu ești așa tare, Robi. Nu ești așa tare, Robi. Ești supărat, Robi, te sechestrăm, Robi. Ce ai pățit, Robi? Aștept să plec acasă. Păi ce ai făcut? Eu sunt foarte grijuliu. Dragule. Dar eu nu știu ce să zic, că ești, astăzi vei fi sechestrat. Mi-e frică un pic, da? Mă bătesc pe Peggy. Iată aici. Îmi nu pare rău, lui la greu, dar din păcate nu veți scăpa decât dacă vine avocata. Vă chemăm și pe eu. Eu doar mă duc acasă. Sunt la procurorii. Trebuie liniște. Ce faci? Dar să-mi zică și mie, jumătate de oră să n-am. Dar dacă nu mănânci, te sparg. Nu vrea, bă, să mănânce Pavel. Stai că te explic imediat. Ia uitați ce vrea să și e Robi. Robi, nu-i de tine, Robi. Ăla e altceva de vloguri, e la Robi. Păi ăsta e de vloguri. Da. Asta-i. Suntem aici cu Robi. Robi nu e așa tare. Apucă-te de TikTok. Da, mă apuc cu Robi. Facem vloguri pe YouTube. Îl ridic eu, crezi, eu fac. Fratele Costea, aici împreună. Stați să vă prind. Hai. Familia. Hai, Peggy, a doua, ia mă. E rămân datoare lui Costea, că n-a murit azi. Datorită lui n-a murit. Da, și nu ți-a luat bătaie azi. Și a mai aici. S-a lăsat așteptată de toți actorii. Paul, pregătiți-vă, ce urmează, vă rămân șocați. Ca să vedeți cât întârzi actorii. Noi am ajuns primii. Am ajuns primii. Rușine să vă fie. Unde o să îngropi cadavrul? La dracu, în părăsc. Astăzi facem și ăla? Nu. Pa când dracu-l facem? Surpriză pe 6. Arăt ciocanul, le arăt. Nu, ce nebun e. Ca să vedeți ce actor nebun. Porno. S-a apucat de OnlyFans, s-a zis toate gagicile, toate gagicile la abonament. Dragilor, am lăsat și... Uite-l că e al tău. Uite. Ce? Vezi? Bine, da. Uite-l pe bulo. Am lăsat și actorii. Ne îndreptăm spre casă. Am terminat filmările pe data de 3 aprilie, fraților. A fost o zi extraordinară, extraordinară, cu mici peripeții, cu scene de Hollywood. Nu vă supărați, dar unde ați găsit arma asta? Uite așa. Sunteți mafiot? Da. A, în film? Da. Ok. Noastră, domnul, ce rol aveți? Eu am venit așa, s-a târnt pe aici. Aveți aici vreo treabă cu mașinile cu astea pe aici? Vă dați? Da. Vă, că toată lumea îți dă cu motoare cu astea pe aici, cu ce veni? Eu cu bicicleta. Tu cu noi cu ce ai venit? Bicicleta? Bicicleta. Cu ce ați venit, domnule? Ce? Eu samsar de mașini, astea sunt mașinile. Aia, samsar? Atât? Da. Eu am uitat. Păi și în film e samsar sau ce? Nu, eu mă ocup cu mașinile, samsar, tot samsar, da. Și căruța aia cu ei, mă, cine am e căruța? Am și un avion de vânzare, dacă te interesează. Dar ce te uiți, nu? E căruța ta sau ce? Nu, cu bul de excavatorul. A, cu excavatorul, avem tot un căruț și cu excavator. Să mor dacă nu avionul ăla trâncă și în poze. Ce filme faci ăștia aici, bă? Deci noastră, dacă e, apelați la dumneavoastră, nu? Da, 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 okay. Cu încredere.
Noastră sunteți în rolul principal, nu? Sau ce, nu, eu am venit ce să văd dacă prind vreun portofel ceva. Noastră ce faceți dumneavoastră aici? Sunteți cu marihuana pe noastră? Da, un pic. Mafioțeală cu asta, un film? Da, da. Ok. Ăsta, băiatul ăsta vorbește în continuu la telefon de când am venit. Ăsta nu știu de ce s-a căzut cu motor. Ce cu băiatul mai a căzut? Aici, că am căzut. Nu, dragă, noi plecăm cu motorul, noi suntem șmecheri aici. Plecăm când vedem cu ochii, pe când. Ce? Dar ce, ai căzut acum asta, ce? Am dat în baltă și... Deci la primul cadru ai căzut se sau? Dau bine, îl șterg acum, se dau bine pe sticle. Bata s-a fugit din pirații din Caraibe, nu? Tocmai ce m-a contactat ăla, cum îl cheamă mă pe ăla? Jack Sparrow. Zice, ăștia sunt mai bagabunți, ce da, știi ăștia, zic. Încolo, 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 încolo. Care? Nebunia lui Salam aici, bă, că mor de drag. Pică Montana cu camera. Iau, 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 că eu nu pot să fug. Cum e Vlad la filmări? O să fie cel mai tare film, o să rupă România. Noroc cu Șoni aici, pe zonă! Când eu l-o luat geanta și se duce viteză, tu faci numai puțin așa, ca eu să rămân așa pe el. Să nu intru în asta tău. Ok. Dar și tu ține-te-n pâine ca senzată. Eu mă țin. Wow! E fain o să iasă filmul. Șoni, cum ți se pare scena de azi? Mamă, mi se pare scena foarte frumoasă. Foarte frumoasă. Da, multă adrenalină, avioane, elicoptere, jeepuri, motociclete și oameni faini. Datorită ție avem și noi jeepul ăsta astăzi. Îl salutăm cu respect și pe nașul lui Șoni și îi mulțumim pentru acest spectacol. Am ajuns la scenele cu bătaia. Aici o avem pe Simona, make-up artista noastră din Timișoara. Simo, ce părere ai că vei participa astăzi ca și make-up artistă și vei machia băieții cum se vor lovi? Ce părere ai? E o nouă experiență pentru mine, că nu am mai făcut genul ăsta de machiaje, adică fac doar machiaje artistice. Și ce să zic, sper să iasă totul cum trebuie. Le spunem secretul urmăritorilor noștri că vei participa și în film? Cum vrei, alegerea ta. Da, deci Simo nu e doar un make-up artistă, este și actriță. Așa că ea a venit în ajutorul nostru să macheze actorii care vor avea acțiuni cu sânge, cu tăieturi, cu nebunii. Crezi că te vei descurca? Normal. Cum ți se pare? Vezi ce fain îți dă culoare. Lasă că-ți face lucrul mișto. Când zic eu 3, 2 și îi dai piciorul. Bun. 3, 2 și... Da, este... Mi-e somn, am mâncat. Și gândește-te că trebuie să urci sus să te bați din nou. Da. Ai mai pățit așa ceva, să te bați după ce mănânci? Nu, niciodată, pentru prima dată. De obicei mă putea pe burta goală. Deci o experiență nouă și o experiență nouă, o experiență unică. O dăm legată, o dau legată cu Michael, cu tot? Fă cu ce vrea pula ta. Gata-s.
Super! Stop, 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 stop! Ai zis? Să fie să teamă! Da, ne tot! Dar puteți... Mai odată! M-a dat de majolic și m-am chinuit foarte mult să lucrurile astea, uite. Cred că am 42 pe antebraț. Deci am semnat bătăile, o să vadă lumea și ce ai făcut acolo cu bătăile, nu? Da. Nu, 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 lasă că-l ia. Aici e ADN-ul, sângele. Lasă că-l fac așa. Nu, la ce mai bei tu? Nu! Ba da, ba da. Dă-mi-l să-l tai acum. Ia tăia pielița să mă ajungi. Mamă, bă, băiatule! Stai. Bă, fetele astea, nu se glumă. Să ai grijă, da? Sigur că vreau. Filmează craterul ăla. Domnul Dan, cum vi se pară orele astea? Grele, dar frumoase. Nu? Cam obosit, domnul Dan, ce să zic. Te bucur după, și gata. După, mă. Dar fericit cu cadrele, corect? Da. Și cu actorii, tot. Ia. Și data trecută am avut pometele, pometele am avut umflat. Și el ochiul. La trailer. Deci chiar ne-am dat serios. V-ați atins. Ce te faci? Te sacrifici. Pentru artă. Bă, tu ești doar machiat, să fiți liniștiți, nu e nicio problemă. Băiatul ăsta o să fie răstignit, vă promit. Vreau să îmi văd un doar de tare aici. Vă aici, fix aici. Da, da, nu trebuie să scrii pe sânge. Numai un pic, două secunde și liniște. Nu e atât sânge, să scrii pe sânge. Nu, de fapt nu scrii pe sânge. Nu scrii, nu mă apuc de nimic. Așteptarea cuțitașului. Să le taie cu sabia. Bine, tai. Dar le zic că plin. Cu sabia. Nu e adevărat, dar sport. Băiatul ăsta... Nu, nu l-a luat. S-a pus și adică o casă rupă pe el. Băiatul ăsta se uită. Bate, nu se uită cum îi bate cu ăștia. Vezi cum o bătea, e foarte șmecheră. Treci aici. Stop. Dar te uiți urât la el. Gata-s. Avem o crimă în direct. Avem. Ia-i. El e criminalul. În serio. Domnul Pavel. Ciumi. Hă? Atât. Și eu i-am dat așa cu... Cu camera. Cu camera. Ne-a dat de ne-a julit. Hai să te arăt.